toamna a fost foarte bogată în fructe, în legume și am zis să pregătim bucate deosebite, delicioase, pentru masa de sărbători. Ceea ce vă propun și dumneavoastră să încercați, cu siguranță o să vă surprindeți oaspeții și pe cei dragi ai casei. Am pus multă maioneză pentru că avem două vinete și trebuie să le glazurăm bine cu maioneză ca să le dea un gust bun, să fie bine, bine îmbibate cu acest sos deosebit din maioneză, torcem și usturoi. Următorul pas va fi să tocăm mărunt usturoiul. Sunt sigură că va ieși un sos foarte gustos. Și am să mai pun aici încă un pic de mărar, să fie așa sosul colorat. Vom adăuga condimente, evident că piper, nițel de piper, să-i dea gust. Punem și un pic de sare. Deci cam asta ar fi referitor la sos. L-am amestecat bine, deja simt. Este o foarte aromată maioneza noastră. Acum voi tăia roșiile rondele. Asta de fapt este și umplutura la vinetele noastre. Peste maioneză vom pune rondelele de roșii, după care vom presura și cașcavalul. O să iasă ceva gustos și foarte ușor de făcut, apropo. Pentru femeile care sunt mega ocupate, mămici, business lady, nu contează, bunicuțe, sunteți ocupați, să știți că e o mâncare foarte gustoasă, sănătoasă și ușor de făcut. Și apropo că se coace, nu se prăjește, deja este un plus. Eu mereu optez pentru mâncarea care se coace. Deci vânăta o vom felia, dar nu până la capăt, pentru că trebuie să rămână întreagă. Și uite, în aceste felii, unde tai eu acum, vom pune roșiile și sosul și cașcavalul, evident. Ratatouille-ul este gata de copt, îl punem la cuptor pentru maxim 30 de minute la 200 de grade. După ce am ornamentat cu pătrunjel, eu zic că această mâncare va fi super delicioasă. Ah, vă doresc poftă bună! Delicios!